lind în trovare care măsură, desigur, rigorile cenzurii. Deci a debutat în 76 cu o carte, Ochii de mesteacă, o carte foarte bine primită la vremea Copricina, lăudată de oameni importanți, precum Laurențiu Ghiță și regretatul ex-președinte al României Scriitorilor, precum poeta Ana Blandiana și încă și încă. Un volum interesant, un volum care aducea în poezia de la sfârșitul decenului al VIII-lea o respirație foarte proaspătă, venind îndeoseb din zona poeziei erotice. După care, apropo de cuvintele lui Nichita, a urmat o foarte, foarte lungă tăcere a poetului, o tăcere acoperită de o trudă cu totul spectaculoasă pentru cultură. George Schintei, probabil că puțin știu acest lucru, a fost an de zile a coordonat activitatea culturală a Casei Tineretului, a fost foarte implicat și a coordonat într-un anume sens Filarmonica Banatului, a înființat și a girat Cenacul Nichita Stănescu al Casei de Cultură, al Casei Tineretului de la Timișoara, a scos chiar o revistă, Dreptul la Timp se numea, și numai puțin un lucru extrem de important pentru ceea ce s-ar numi rezistența prin cultură înainte de evenimentele din 89, a girat un cineclub, o cinematecă de fapt, în care a avut curajul să invite foarte mulți creatori de film din România acelor vremi, mulți dintre ei interziși. Acolo am văzut, de pildă, filme la care anumite n-aveam acces și chiar mă miram cum Dumnezeu reușește, Domnul Sfinte, să obțină și unde, în fieful UDC-ului, să proiecteze asemenea filme. Care, încă o dată spun, a făcut parte din această rezistență prin cultură care a supraviețuit cultura română anilor absolut siniștri ai comunismului. Cei tineri e bine să meargă puțin în urmă, să răscolească și să vadă ce a însemnat acea epocă pentru a înțelege ceea ce se întâmplă acum și mai cu seamă pentru a înțelege ceea ce vine.